Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lucrurile se schimbă în România cu o viteză de neimaginat. Adică, iată, până și schimbarea a ajuns și la Poșta Română. Ceea ce nu credeam că se va întâmpla vreodată. Toți conservatorii din țara asta în ce sens? Le-au băgat calculatoare? Aveam și ștampilele. Aveam și noi o instituție tradițională, care de când s-a înființat era la fel. O utilizează cu 386? Calculatoare. Eu cred că jumătate din ascultătorii noștri habar n-au ce înseamnă 386. Eu am prins și 286, să știi. N-am vrut să zic 286, în sensul că aveau deja, Zetic dar le-am băgat 386. Da. Da. Pentium. Da. Pentium, mă rog. Pentium era tare de tot. Deci Poșta Română va vinde produse alimentare și băuturi în oficiile poștale. În sedii, Luca se bucură foarte bine. Deci vreau să la câte coze am stat și faci ficiuculii ceva. Să faci o cumpărătură corectă, te duci cu lista de cumpărături și cât e coada acolo, să țineți și lași o sacoșea un pic, că vreau să fac cumpărăturile. Deci o utilitate certă, doresc să fie și spații de cazare. Aș pune niște paturi suprapuse pe lateralele pereților acolo frumos, cât se stă la ghișeu, putem să tragem un puiuț de somnic, ne trezim, mai dăm un snuz, ia, cât mai am? Mai avem 3 până la ghișeu. Gata, mai dormim nițel. Clienții, deci, se anunță vor putea găsi în oficiile poștale produse de băcănie, dulciuri, băuturi, snack-uri și o selecție de articole nealimentare. Excelent! Ciorăpeice! Să-și de dormit ceva de genul ăsta. Proiectul debutează cu o etapă pilot în 4 oficii poștale din Pitești, anunță colegii de la știrile Pro TV. Pitești au fost ales oraș pilot? Da. Interesant. Cred că a fost atras din căciulă, s-a făcut o tombolă. Unde începem? Că o să iasă... Asta mă gândesc și eu. Cum se aleg locurile astea? Cum s-a discutat la poștă? Care să face la Pitești? Acolo e dorință mai mare de dulciuri și snack-uri. Eu cred că au făcut o statistică cu cozi, unde se stă mai abitir la coadă la poștă și acolo ca să mai îndulcesc cozile. Nu cred că au capacitatea să deceleze această problemă. Că dacă ar ști că există această... Un studiu. Eu văd problema cu cozile. E un studiu început în 1986 și au reușit să-i dea de cap. Se fac la moment, se sună în oficiu, ai înțeles? Mioara, câți ai fată în oficiul ăla? Sunt vreo 15 cetățeni. Auzi? Te vezi că te trec pe listă la vă băgăm automate, că până acum un exercițiu. Mai mulți. Trimite și tu când pleci data viitoare în străinătate o carte poștală și vezi când îți ajunge. Dar de ce ai face asta? Nu e relevant. Adică asta e o răutate deja. Ah. Poate să fie, poate să nu fie. Nu știi, este random. Da, poate să ajungă, poate să nu ajungă. Asta zic, poate să ajungă și... Deci media este că așa și așa ajunge, nu? Citesc. În același spațiu în care aceștia, adică clienții, vor accesa serviciile noastre clasice de astăzi, vor beneficia de o ofertă, băi... Obișnuită replică director, și timbre. Directorul Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Română. În același spațiu în care clienții vor accesa serviciile noastre clasice, de astăzi vor beneficia de o ofertă bogată de produse alimentare și nealimentare din portofoliul partenerului nostru. Ceea ce, vă rog să fiți atenți aici, va avea un efect pozitiv pentru consumatorii care își doresc să poată rezolva lucrurile repede și ușor. Cum adică? Adică oamenii se duc la ghișeu, la poștă, ca să rezolve repede și ușor problemele cu poșta. Nu neapărat problemele cu cumpărăturile. Eu dacă vreau să rezolv repede și ușor problemele cu cumpărăturile, de orice fel ar fi ele, produse alimentare și nealimentare, am o mulțime de opțiuni. Supermarketuri, sisteme de delivery, orice. Adică pot să rezolv repede și ușor ce cumpărătură. Da, da, aici asta-i ideea, ești da. Napoleon, faci mai multe lucruri odată. Plătești facturile și ții și... Ce? Lapte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.